Programul de guvernare este pregătit, o spun cei de la Platforma Da, care au anunțat că sunt gata să preia cârma executivului, iar pentru asta sunt dispuși să discute cu toate partidele din Parlament. Astăzi aceștia au prezentat care vor fi măsurile prioritare ale noului guvern pentru primele 100 de zile în domeniile sănătate și economie. Pe de altă parte, Maia Sandu susține că nu va da curs invitației șefului statului de a se așeza la masa de negocieri pentru a găsi un consens. Că suntem gata pentru guvernare. Am venit cu anumite priorități din programul de guvernare, draftul căruia este practic pregătit pe fiecare domeniu. Și noi azi am început cu două domenii cele mai importante de context, de moment. Aspectul ce ține de sănătatea și depășirea crizei sanitare și dezastru economic în care se află acum Republica Moldova datorită guvernării lui Dodon. Cei de la Platforma Da au prezentat astăzi 15 măsuri prioritare ale noului guvern. Astfel, în primele 100 de zile, aceștia își propun să intervină radical în domeniile sănătate și economie. Întrebat despre propunerea lui Igor Dodon de a se așeza la masa de dialog PAS, Platforma Da, PSRM și PD pentru a găsi consens privind asigurarea stabilității în țară, Andrei Năstase a declarat că suntem dispuși pe platformă parlamentară să discutăm oferta noastră cu toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova. În timp ce Platforma DA este dispusă să discute cu toți deputații, lidera PAS, Maia Sandu, anunță că formațiunea pe care o conduce nu va da curs invitații șefului statului de a se așeza la masa de negocieri. După ce a dat o îmbară împreună cu guvernul lui, Igor Dodon ne cheamă la discuții. Nu avem ce discuta cu el. Dodon a avut ocazia să facă politică în ape curate împreună cu noi, în guvernul precedent, dar se vede că așa e natura lui. Se simte mai bine în ape tulburi, unde poate să corupă, să manipuleze și să minte cu nerușinare, fără să aibă nici cea mai mică mustrare de conștiință, a scris lidera PAS într-o postare pe Facebook. Iar democrații spun că sunt gata să dea curs oricărei invitații privind dialogul politic, dar nu văd necesitatea numirii unui nou guvern în plină criză pandemică. Ceea ce ține de părerea Platformei Demnitate și Adevăr legată de preluarea guvernării, este un lucru care necesită a fi discutat. Dubiile sunt extrem de mari în condițiile în care am văzut ce fel de guvernare au făcut-o anterior, experiența pe care au în acest sens. La rândul lor, cei de la PSRM spun că nimeni nu se va aventura să susțină inițiativa venită de la Platforma DA. Adică PTDA propune ca ei cu 11 sau 12 mandate care le au să dețină control asupra întregului guvern, da? Iar noi să luăm și să votăm demisia guvernului și intronarea, dacă vreți, da? A guvernului Andrei Năstase. Noi ce suntem? Bolnavi psihic sau care este raționamentul? Săptămâna trecută, președintele Igor Dodon a chemat la dialog toate partidele anti-oligarhice. În opinia lui, acestea sunt Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA. Majoritatea parlamentară, formată din socialiști și democrați, nu mai are suficiente mandate pentru a-și vota proiectele, având acum 50 de deputați. Ieri, deputatul Partidului Pro-Moldova, Adrian Candu, a declarat în cadrul unei emisiuni TV că în curând ar putea fi 51 de voturi pentru demiterea guvernului.